uite, vezi că mai aici. Știi că mă descurc. Acum să-i dăm săpunul. Ia aici săpunul. Ia, uite, ia acolo săpunul. Reprezentanții farmaciei Hiperici împreună cu doi actori târgovișteni au fost în mijlocul copiilor în acest weekend. Aceștia au dorit să învețe pe cei mici regulile de igienă personală prin joc, teatru și cântec. Murdărel și Curățel au fost de fapt prietenii farmaciei Hiperici, ai copiilor și ai părinților, care le-a transmis piticilor cât de important este să avem grijă de noi de la vârste fragede. Farmacia Hiperici organizează mereu evenimente importante, spunem noi, importante pentru noi, pentru că suntem aproape de oamenii din acest județ. De data asta ne-am oprit asupra copiilor și am organizat un eveniment cu o echipă de actori. Ei ne-au recomandat o temă foarte importantă. Tema a fost Murdărel și Curățel, prin care copiii din orașul Târgoviște au învățat cum să fie curați. Deci, igienă dentară, igiena pe baza săpunului. Noi am oferit cadou la toți copiii săpunuri pe care au fost inscripționat, bineînțeles, sigla noastră. I-am învățat cum să folosească, când se folosește și cum să folosească corect un săpun, astfel încât să aibă o igienă corespunzătoare. Le-am oferit copiilor șervețele parfumate și șervețele dezinfectante, învățând cât de important este să îți acorzi o atenție igienii și dezinfecției. Toate acestea au fost transmise copiilor într-o formă plăcută de joc, organizatorii și actorii oferindu-le o zi excelentă, plină de distracție și în același timp plină de învățături. Atât copiii cât și părinții acestora s-au simțit minunat. Cu ajutorul actorilor a fost un eveniment extrem de plăcut. Totul a fost sub forma unei echipe de joacă între actor și copii. Părinții au fost antrenați, părinții au fost extraordinar de încântați. O să organizăm și alte evenimente și vă așteptăm printre noi. Și acum sărim de pica la discotecă, pulcele sunt bun!